mouth, Seville's hide, lads now. Fostul vicepremier Seville's hide, actual consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al premierului, s-a prezentat miercuri la DNA. Aceasta a refuzat să facă declarații în fața jurnalilor. Aceasta ar putea fi audiat, cel mai probabil, în dosarul Belina. Pe 22 septembrie 2017, n-a anuncat că Seville's Hide este suspect de săvârșit sublinierea infracțiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform ceruia, în 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, perci din insula Belina sublinierei Bracul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judecului Teleorman sublinierei în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.